Dacă tot este caniculă și cod galben, chiar portocaliu, de temperaturi mari și afară sunt acum vreo 34 de grade, am gândit, facem un test. Cât ar consuma o namilă de asta, adică așa ceva, care nu are inverter, nu are nimic, e un aer condiționat din 2009, un Nordstar, în cât consumă acum. Îl pornesc, îl setez întâi pe modul Eco, deja avem 150 de W. Corecție, 1700, 1800. Suntem pe Eco acum. 1,8 kW. Afară 34 de grade. Da. Se vede, e pus la minim. Pot să-l dau și mai jos de 18, adică constant, dar nu-i nevoie. Deci, 1,7. Acum o să-i scot Eco. Până unde se duce. Cred că s-aude. E scos Eco. 1,7. Se duce și la o 2, depinde de caz. Le dau și putere maximă. Putere maximă. E modul high power. Putere maximă cât se duce. 1,8. Aproape 1,9. Am văzut ieri s-a dus și până în 2,2 kW. Deci, da. O sumă e unul destul de mare, dar ce să faci? Trebuie, deja l-am luat în sus, trebuie neapărat răcit cumva, pentru că altfel, da. Cum o să-l pun înapoi pe Eco? Deci avem un consum de, să zicem, 2 kW. Eco. A scos, bineînțeles, și ventilația și durează un pic până scade consumul. Să dureze un pic că e lent. Dar cam ăsta e consumul. Dacă mai pun o dată pe high power. O să crească imediat iar și trece de 2 kW. Trebuie lăsat un pic. Da, după cum am zis. Și o să crească. Încă compresorul nu e la capacitate maximă. Dacă îi scot high power-ul, ăsta e micul dezavantaj la cel care nu are inverter. Consumul crește și crește și crește până când se stabilizează. L-am văzut pe el, când afară au 37 de grade, acum sunt doar 37 încă, și la 2,7 kW, ceea ce e enorm pentru așa ceva. Dar dacă tot merge, nu am de ce să-l schimb încă. Urmează să-l schimb și pe el. Da, încă merge. N-am de ce. Cam asta e. Deci deja se apropie de 2,1 kW. Și dacă mai stau, o să pun-o pe un mic pauză și să vedem pe la cât se ajunge. Revin. După cam încă 2 minute, putem vedea că se apropie de 2,2 kW. Ținând cont ce temperatură avem afară, consumul este unul perfect normal. Dați urcă în continuare. Și cam 2,2. Cam asta e. Când o fi temperatură și mai mare, o să vadă și consum și mai mare. Dați 2,2, după cum am zis. Cam asta e. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi cât mai bună.